Ieri dimineață, Garda Ileanda a fost solicitată să scoată apa care s-a adunat în subsolul mănăstirii Sfânta Maria din localitatea Sălăjană Rus. În urma ploilor abundente în ultimele zile, apa s-a strâns în subsolul mănăstirii. Potrivit informațiilor furnizate de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru situații de urgență porolisum Sălaj Lucian Jacodi, Garda Ileanda a intervenit joi dimineața cu o motopompă pentru a scoate apa din subsolul mănăstirii.